Ne continuăm astăzi studiul despre tot ce ne-a învățat Isus prin viața și cuvintele sale. Am ajuns la Matei 16, versetul 1. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Isus și, ca să-l ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer. Este interesant că farisei și saducheii n-au dorit niciodată să stea la picioarele lui Isus ca Maria pentru a învăța de la el. Imaginați-vă să-l aveți pe cel mai mare predicator din lume, cel mai mare om al lui Dumnezeu, însuși Fiul lui Dumnezeu, umblând în mijlocul lor, și tot ceea ce ei au făcut a fost să-și petreacă timpul în contraziceri cu el și ispitindu-l. Același lucru se întâmplă și astăzi. Sunt oameni minunați ai lui Dumnezeu, evlavioși, nu prea mulți în această lume, care susțin adevărul, adevărați proroci care vorbesc adevărul lui Dumnezeu, fără vreun compromis și sunt mulți credincioși care doar caută greșeli în doctrina lor și la ei pentru a-i critica. Ei ar putea să câștige mult dacă ar fi gata să stea la picioarele acestor oameni și să asculte ce vrea Dumnezeu să învețe. Cercetează-te să vezi dacă nu cumva ești și tu vinovat în această privință. Ei au venit să-L ispitească pe Isus și i-au spus, arată-ne un semn, fă o minune pentru noi. Isus nu a dat întotdeauna același răspuns. El a început spunând, când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului, știți să o deosebiți. Și semnele vremurilor, nu le puteți deosebi? Voi sunteți așa de isteți în lucrurile pe care le puteți vedea cu ochii, dar sunteți orbi cu inimă. Nu puteți înțelege semnele vremurilor în care trăiți. Uitați-vă la expresia semnele vremurilor. Și noi trebuie să recunoaștem semnele vremurilor în care trăim. Marea lepădare de credință despre care a vorbit Isus. Duhuri înșelătoare care vin, despre care Pavel vorbea că vor veni în creștinism? Marea apostazie înainte de venirea Domnului? Recunoști tu semnele vremurilor? Recunoști tu devierea, alunecarea de astăzi din creștinism, departe de Vlavie și Sfințenie, înspre divertisment și un creștinism superficial? Și alunecarea spre studii academice ale scripturii și cunoștință mai mult decât experiență? Acestea sunt unele din semnele mari alunecării de la credință, în care oamenii sunt mai interesați de prosperitate, de bani, ajutoare și vindecări, decât de sfințenie. Oamenii încearcă aceste lucruri finanțând orfelinate, școli biblice, lucrare misionară, dar inima le este setată pe lăcomie. Toate acestea sunt indicațiile unui creștinism care a decăzut de la adevăr. Oamenii sunt mai interesați de căderea oamenilor pe spate, demonstrându-și astfel puterea psihică la întruniri, mai mult decât ai conduce pe oameni spre o viață vlavioasă. Nu deosebiți semnele vremurilor? Un neam viclean și preacurvar cere un semn. Noi nu trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu pentru minuni. Dacă faci așa, ești partea acestui neam rău și prea curvar. Dumnezeu face minuni când vrea El, după voia Lui și potrivit scopului Său. Dar nu va face minuni după mofturile și fanteziile noastre, sau de câte ori cerem noi vreo minuni. Un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Cuvântul semn înseamnă o minune dovedită. Și mulți oameni caută semne. Dacă faci lucrul acesta, ești din acest neam viclean și prea curvar. Dar zice aici că li se va da doar un singur semn, semnul lui Iona. Și am mai vorbit despre asta că ieșirea lui Iona din gura peștelui este o imagine a învierii lui Isus Hristos ieșind după trei zile și trei nopți din inima pământului. Învierea este semnul principal pe care l-a tot menționat Isus. De aceea apostolii vorbeau despre ei ca martori ai învierii lui Hristos. Și așa trebuie să fim și noi, martori ai învierii lui Hristos. Ucenicii trecuseră de cealaltă parte și uitaseră să ia pâini. Isus le-a zis, după această discuție, luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau, ne zice așa pentru că n-am luat pâini să avem pe drum. Sunt surprins că ucenicii s-au gândit că aluatul fariseilor și saducheilor era pâine. Aluatul este folosit pentru pâine, dar aluatul fariseilor și saducheilor era altceva. Ei nu erau brutari care vindeau pâine în vreun magazin. Alcineva ar fi zis, Isus nu se referă la pâine aici, dar ei totuși s-au gândit la pâine. Isus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis, puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Tot nu înțelegeți. Pâinea nu este o problemă pentru mine. Nu vă mai aduceți aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni și câte coșuri ați ridicat? Nici de cele șapte pâini pentru cei patru mii de oameni și câte coșuri ați ridicat? Cum de credeți că vă vorbesc despre mâncare? Isus nu vorbea despre mâncare. Nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor. Care este aluatul fariseilor și al saducheilor? Dacă deschidem la Luca 12, citim de la versetul 1. În vremea aceea, când se strânsese rănoroadele, Isus a început să spună ucenicilor săi, mai întâi de toate, Păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicie. Deci, aluatul fariseilor este fățărnicie. Știți ce face drojdia în aluat? Îl face să dospească și să crească. Dacă nu pui drojdie, aluatul nu crește. Dar dacă pui, crește și se formează găurele mici, cum le găsim în pâine. Aceasta face și fățărnicia. Fățărnicia în inima unei persoane, chiar dacă este numai o firimitură de fățărnicie, pentru că nu ai nevoie de multă drojdie pentru a face să crească un aluat. Deci un pic de fățărnicie în inimă te va face să apari foarte mare în ochii altora. Dar sunt multe găuri în noi, multe spații goale. Așa sunt mulți creștini. Le place să lase o impresie oamenilor despre ceva mare. Doctrina lor este corectă. Farisei aveau o doctrină bună, dar ei erau ca aluatul care se umfla. Deci el le spunea, acesta este lucrul în legătură cu care aș vrea ca voi să fiți atenți. Nu de faptul dacă avem sau nu pâini. Este foarte important pentru noi să ne dăm seama ce este mai important mâncarea sau a nu fi fățarnic. Aceasta a vrut Isus să-i învețe aici. Chiar dacă nu ai mâncare, pâine, nu contează. Fi sigur că nu ai fățărnicie în viața ta. Fi fără fățărnicie. E mai important decât să n-ai mâncare și să mori de foame. Nu știu câți dintre voi credeți asta că dacă ar fi să alegeți între a muri de foame și fățărnicie, să alegeți a muri de foame. Mulți oameni nu urăsc fățărnicia. Care este înțelesul aici? Mâncarea este necesară pentru viață. Dar Isus a spus despre fățărnicie să ne ferim de ea. El nu a spus, de ce nu v-ați îngrijit să aduceți pâine? Ce aveți grijă la fățărnicie, că ea este mai periculoasă decât a nu avea de mâncare. Aceasta a vrut să spună el aici. Și dacă ai înțeles aceasta, atunci ai înțeles mesajul acestui pasaj. Apoi ei au înțeles lucrul acesta. Versetul 13. Iisus a venit în părțile cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Lui Iisus nu i-a păsat niciodată de părerea oamenilor, nici măcar dată. Pe el nu-l interesa ce spuneau oamenii despre el. Dar el a vrut să întrebe dacă au înțeles oamenii din Israel cine este el. Și aproape nimeni nu și-a dat seama cine este el. Unii au spus că era Ioan Botezătorul, alții că e Ilie, alții Ieremia, sau vreunul dintre proroci care a înviat. Apoi, Iisus pune întrebarea la care a vrut să ajungă. Dar voi, cine ziceți că sunt eu? Lăsați ce spun alții. Cine ziceți voi că sunt eu? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Isus a luat din nou cuvântul și a zis, Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu ai înțeles acest lucru cu înțelepciunea omenească. Nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Dă slavă tatălui care ți-a descoperit cine sunt eu. Dragi frați și surori, este foarte important să recunoaștem întotdeauna că ceea ce știm despre Isus ne-a fost dăruit prin descoperire divină. Și nu pentru că suntem mai deștepți și isteți decât alții. Ci pentru că lui Dumnezeu i-a făcut plăcere să ne descopere cine este Hristos. Au fost mulți oameni mai deștepți decât Petru, care nu l-au recunoscut, nu au cunoscut calea iertării. Și sunt mulți oameni mai deștepți decât mine și tine, aici pe pământ, care nu-l cunosc pe Hristos. Ferice de tine, fiul lui Iona. Pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta. Cuvântul descoperire este fundamental aici. Noi îl cunoaștem pe Hristos prin descoperire, nu prin studiu intelectual sau discuții. De aceea, când oamenii vin să se certe cu privire la ceva din Biblie, eu le spun că nu sunt interesat de controverse. Căci dacă te conving printr-un argument din Scriptură, asta doar dovedește că sunt mai deștept decât tine. Sau că știu Biblia mai bine ca tine. Și asta nu înseamnă că adevărul a triumfat. Nu. Poate ce spun este adevărul. Dar discuțiile sunt doar să dovedească care este mai deștept. Deci, descoperirea îi face pe oameni să îl cunoască pe Isus. Și descoperirea vine la cei care au nevoie de ea în viața lor, nu la cei care doar studiază. Deci, vă rog, țineți cont de acest lucru. De fiecare dată când citiți Scriptura, să primiți descoperire din ea, descoperirea lui Isus, pe care numai Dumnezeu vă poate da prin Duhul Sfânt. Apoi vorbește despre biserică. Pe baza acestei descoperiri ce ai primit-o și prin care m-ai văzut pe mine ca Hristos, fiul al Dumnezeului celui viu, descoperire, Petru, pe care ți-a dat-o Tatăl, acum îți spun: Ție, Petru, tu ești o mică piatră. Dar pe această stâncă, Petra în grecește, nu Petros, care este numele lui ci pe această Petra îmi voi zidi biserica mea. Este o diferență între cele două. Nu a spus, tu ești Petru și pe tine voi zidi biserica mea, așa cum interpretează unii oameni. E total greșit. Petru nu a fost o persoană stabilă. Eu nu aș fi dorit să fiu parte a unei biserici zidite pe el. Este biserica zidită pe descoperirea lui Isus Hristos. Isus a spus, de fapt, pe această piatră, Petru, tu ai primit o descoperire din ceruri cine sunt, și pe această descoperire cine este Hristos, pe această piatră îmi voi zidi biserica mea. Nu poți zidi o biserică fără descoperirea cine este Hristos. În acele zile, întrebarea importantă era dacă Hristos era Dumnezeu. Deoarece El arăta ca un om normal și ei spuneau acesta nu poate fi Dumnezeu, în ciuda minunilor care atestau lucrul acesta. Ei nu l-au acceptat ca Dumnezeu și l-au omorât. Astăzi, întrebarea este: a fost Hristos cu adevărat un om? În acele zile nu era niciun dubiu că El era om. Întrebarea era dacă era Dumnezeu. Astăzi creștinii spun: da, El este Dumnezeu. Dar majoritatea dintre ei nu au înțeles că El a fost om. E nevoie să-l vedem pe Hristosul descoperit din ceruri ca om. La fel de mult cum a fost descoperit lor ca Dumnezeu. Să înțelegem acest lucru foarte clar. Hristos a fost pe deplin Dumnezeu și pe deplin om. Și noi avem nevoie de o descoperire egală pentru amândouă. Pentru că El este Dumnezeul Atotputernic, ne închinăm Lui, ne rugăm Lui, credem că poate face orice, credem că are autoritate peste cer și pământ, credem că oricine trebuie să se plece și să recunoască că Isus Hristos este Domnul pentru că el este Dumnezeu. Și pentru că el este om, îl pot urma pe el. Pot birui păcatul cum el l-a biruit. Pot sluji tatălui precum Isus l-a slujit pe tatăl. Pot fi iubit de tatăl așa cum Isus a fost iubit pe pământ. Pot fi umplut cu Duhul Sfânt, așa cum a fost și Isus umplut cu Duhul Sfânt pe pământ. Pot avea daruri prin care să slujesc tatălui ceresc, așa cum a avut și Isus dacă îl văd ca om. Deci mulți creștini îl văd ca Dumnezeu, dar nu îl văd ca om și de aceea trăiesc o viață înfrântă. Trebuie să-L vedem pe Hristos într totul Dumnezeu și într totul om. Ferice de voi, care ați primit descoperirea de la Dumnezeu Tatăl că Hristos a venit pe pământ ca om. A trăit ca om, a biruit ispitele ca om, a fost ispitit ca noi, pentru a păcătui, dar nu a păcătuit. Când ai această descoperire de la Dumnezeu, vei ajunge la o viață de biruință asupra păcatului. Motivul pentru care mulți creștini sinceri trăiesc o viață biruiți de păcat și acceptă asta, tragedia nu este că trăiesc o viață în care sunt biruiți de păcat, ci că ei acceptă asta. Ei spun, nu pot trăi o viață mai bună ca asta. Marea tragedie e că ei acceptă asta. Și motivul, în conștiința lor, este că ei cred că Hristos a biruit păcatul deoarece El a fost Dumnezeu și spun că nu a putut fi ispitit să păcătuiască așa cum suntem noi. Chiar dacă Biblia o spune atât de clar. Și toți oamenii aceștia trăiesc neavând o viață de biruință. Ei pot fi mai buni ca alții și să aibă o anumită sfințenie, dar nu este nicio creștere spirituală în sfințenie. Și asta am văzut la mulți creștini de-a lungul anilor. Avem nevoie de descoperirea că Hristos este Dumnezeu și că Hristos a fost om ca și noi. Dar nu în firea păcătoasă, căci nu a fost niciun păcat în el. A fost născut sfânt, dar cu firea care o numea. Voia mea, la care trebuia să renunțe în fiecare zi a vieții sale, pentru a fi plăcut Tatălui său. Deci, aceasta este piatra pe care este zidită Biserica. Nu poți zidi o Biserică dacă nu îl vezi pe Hristos întru totul Dumnezeu și întru totul om. Pe această piatră, zice Isus, descoperirea ce ai primit-o din ceruri, îmi voi zidi Biserica mea și împotriva acelei biserici. Vor lupta porțile locuinței morților, adică puterile întunericului, dar nu o vor putea birui. Acestea sunt gânduri foarte mângâietoare, că biserica ce o zidește Hristos va rămâne pentru totdeauna. Puterile întunericului nu o vor putea birui niciodată și nici chiar acum. Este acesta tipul de biserică de care aparți? Dacă aparți unei biserici pline de conflicte, certuri, ură, bârfe, clevetiri, lupte ce apar tot timpul, aceasta nu este biserica pe care o zidește Hristos. Pentru că spune aici că biserica pe care el o zidește, puterile întunericului nu o vor putea birui ceea ce înseamnă că nu vor putea aduce toate aceste păcate în această biserică. De deci ce este totuși așa în multe biserici? Deoarece nu este biserica pe care o zidește Hristos. Trebuie să facem parte dintr-o biserică pe care Iisus o zidește, unde moartea spirituală nu are nicio putere, pentru că noi trăim în puterea învierii. Puterea învierii poate birui forțele morții spirituale. Aceasta nu era în Vechiul Testament, deoarece Iisus nu a înviat din morți. Dar când El a înviat din morți, a transmis acea putere a învierii la toți ucenicii săi. Dacă ești un ucenic dedicat pentru Isus, poți să ai această experiență a puterii învierii în Duhul tău, din plin pe acest pământ și chiar să o guști în trupul tău. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Apoi Isus a spus lui Petru: Îți voi da cheile împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Cheile în Biblie sunt un simbol al autorității. Ori de câte ori în Vechiul Testament sunt menționate cheile, este o imagine a autorității. Iisus spune în Apocalipsa că are cheile morții și iadului, sau locuinței morților. El este cel care decide când un copil al lui moare sau nu. Aceste chei sunt în mâna lui. El deschide ușa. Un ucenic autentic al lui Isus nu poate muri până nu deschide Hristos ușa. Desigur că oamenii care au alt scop în viață, se numesc creștini, dar scopul lor este să facă bani sau alte lucruri de felul acesta, ei probabil vor muri înainte de vreme, căci porțile poate că sunt deschise pentru ei de dinainte. Dar pentru un ucenic dedicat, autentic, al lui Isus, este clar, nu poți muri înainte de vreme. Deci, cheile arată autoritate. Și Domnul îi spune lui Petru: Îți voi da autoritate. Și orice vei lega pe pământ, va fi legat și în ceruri. Nu în al treilea cer, unde este Dumnezeu, ci în cerurile unde diavolul locuiește. Diavolul nu este în iad. Este probabil în al doilea cer sau cum numim noi cerul. Deci, Isus a spus: Îți dau putere. Autoritate. Să legi acele forțe satanice care caută să aducă confuzie pe pământ. Și îți voi da putere să dezlegi anumiți oameni care au fost legați de satan aici pe pământ. Să îi eliberezi. Deci, ce vedem aici? Pentru a zidi Biserica, avem nevoie de autoritate spirituală. Fără autoritate spirituală, nu vom putea zidi Biserica. Nu contează cât de talentat ești. Nu contează cât Biblie cunoști fără autoritate spirituală. Nu poți zidi o biserică. Deci Domnul l-a împuternicit pe Petru să zidească biserica și i-a dat autoritate. Și dacă Domnul te-a împuternicit pe tine să zidești biserica lui astăzi, îți va da și autoritate. Fără ea, nu vei putea zidi o biserică. Și pentru a avea această autoritate, trebuie să-l căutăm pe Dumnezeu pentru aceasta. Ungerea Duhului Sfânt. Avem nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Trebuie să trăim o viață curată, căci dacă viața noastră nu este curată, Duhul lui Dumnezeu nu ne va susține și nu ne va sprijini. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că el este Hristosul. Și apoi, un alt lucru care este necesar pentru a zidi biserica este a înțelege calea crucii. Autoritatea spirituală de una singură nu este de ajuns. E necesar. Un ucenic al lui Isus care vrea să zidească Biserica lui Hristos trebuie să aibă autoritate spirituală. Dar de asemenea trebuie să știe calea crucii. De aceea spune aici, de atunci încolo, adică de când Isus a vorbit despre zidirea Bisericii, el i-a învățat pe ucenici despre faptul că trebuie să meargă la cruce, să sufere și să moară. Și apoi va învia în a treia zi. Și Petru l-a luat de o parte și a început să-l mustre. El nu a putut înțelege acel lucru despre cruce și celelalte. Am crezut că mi-ai dat autoritate să leg toate aceste forțe ale întunericului. Cum să vină cineva și să te ia? Nu, am să te apă. Să te ferească Dumnezeu, să nu ți se întâmple așa ceva. El a spus asta din dragoste. El a iubit cu adevărat pe Isus. Eu nu voi lăsa pe nimeni să te ia și să te scuipe și să te omoare. Dar Isus a întors și a spus, înapoi a mea Satano tu ești o piatră de poticnire pentru mine. Oricine evită calea crucii este o piatră de poticnire pentru Hristos. Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Acolo înțelegem ce înseamnă calea crucii. Când crucea vine în viața noastră, mintea noastră nu este setată pe interesele noastre, ci pe interesele lui Dumnezeu. Dacă mintea ta este setată pe interesele din viața ta, nu contează ce zici, tu nu ai înțeles calea cruci. De aceea Iisus, după ce l-a mustrat pe Petru, numindul Satan, câteva minute înainte, i-a spus, ferice de tine, Petru, pentru că nu carnea și sângele ți-a descoperit aceasta, ci Tatăl meu din Ceruri. Și câteva momente mai târziu, l-a numit Satan. Este interesant cum Domnul l-a numit pe cel mai apropiat colucrător al său, Satan, doar pentru faptul că a încercat să-l îndepărteze de calea cruci. De aceea a spus în versetul 24, nu este numai pentru mine acest adevăr. Dacă vreți să călcați pe urmele mele, trebuie să vă luați și voi crucea. Ce înseamnă asta? Dacă ne uităm la versetul 23, vom înțelege. Când iei crucea, te vei opri în a căuta propriile interese și vei începe să cauți interesele lui Dumnezeu. Acesta este semnul omului care a luat crucea. Acum înțelegeți ce este crucea. Oricine caută interesele sale în viață nu a înțeles crucea. Și, de fapt, ești o piatră de poticnire, conform versetului 23. Orice creștin care caută doar interesele lui este o piatră de poticnire pentru Dumnezeu. Lucrând pe pământ, este o piatră de poticnire pentru zidirea bisericii. Să luăm în serios aceste lucruri. Dumnezeu să ne ajute. Vamos continuar no episódio do